Părintele Gheorghe Colțea, fostul protoereu al protopopiatului Branzărnești, a fost pomenit astăzi la 40 de zile de la trecerea sa la Domnul. Slujba de pomenire a fost săvârșită în cimitirul Bisericii Sfântul Nicolae din Moeciu de Jos de un sobor de 30 de preoți condus de părintele arhimandrit Ioachim Tomoiagă, vicare parhial. La final, Părintele Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului a transmis mesajul înalt preasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, și a evidențiat aspecte din viața Părintelui Gheorghe. Întărindu-vă în credința că în alt preasfinția sa, alături de noi, însoțește cu pioasă rugăciune trecerea la cele veșnice a preacucernicului Părinte Gheorghe Colțea, Părintele Protopop, fratele nostru, rugându-l pe Dumnezeu să-l așeze în lumina cea nenserată am părăției sale în ceata celor Sfinți și drepți. A fost un iubitor de Dumnezeu, un iubitor de semeni, un iubitor de Sfinți. Este suficient să luăm model pe Părintele în aceste fapte: faptele iubirii milostive și iubirea față de Sfinții lui Dumnezeu și credința puternică și statornică în Dumnezeu. Și atunci, cu siguranță, vom primi și noi fericitul răspuns, veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor, cea pregătită vouă încă de la întemeierea lumii. Despre activitatea bogată a părintelui Gheorghe Colțea a vorbit și părintele protopop interimar Ion Manea. Ne adunăm cu toții de ce pentru a da o mărturie și mai mare înaintea lui Dumnezeu despre viața aceasta care a ars intens a părintelui protopop Gheorghe Colțea. Și ars intens și tocmai pentru că din intensitatea în care a știut să jerfească viața lui, din acea intensitate s-au fost, iată, atât de puține, după mintea noastră omenească și zilele sale. Pentru că, vedeți, ne uităm la aceste lumânări. Sunt lumânări care ard ușor, ard decent, dar abia le vezi, abia dau un pic de lumină. Ce să mai cer de la ele, și căldură? Dar sunt lumânări care ard tare, care ard cu putere, care dau și lumină, care te și încălzesc. Numai că acestea ard mult mai repede. Și așa a fost, iată, și viața celui pe care fiecare dintre noi l-am cunoscut, părintele protopop Gheorghe. O viață care ars cu intensitate. Încă din momentul în care, iată, a văzut lumina lumii. Părintele Gheorghe Colțea a slujit timp de 31 de ani în parohia Sfântul Nicolae din Moieciu de Jos, fiind primul protoereu al protopopiatului Branzărnești, reînființat după o perioadă îndelungată.